Începe așadar FC Botoșan, FC Vaslui, echipa lui Ionuț Moșteanu a marcat 5 din cele 6 goluri ale acestei ediții de campionat pe teren propriu, doar unul în deplasare. Paradoxal, Botoșanul a marcat are același număr de goluri marcate, 6, însă pe teren propriu a înscris o singură dată. Acum acțiune însă bună și iată și reacția tribunei la acest șut. Este poartă. Acțiunea lui Vașvari a marcat unul dintre cele două goluri ale botoșenenilor în victoria cu 2-1 la Brașov. Celălalt gol a fost marcat tocmai de fostul atacant al Stegarilor, Attila Hadnaghi. Deplasare la Mediaș, a fost condusă echipa lui Moșteanu până în minutul 94. Caue a reușit un super gol din afara careului. Acum o centrare bună a lui Sânmărtean, reușește să respingă Curileac. A fost portarul Botoșanului, a fost esențial pentru echipa lui Cristi Popovici în această stagiune. Botoșanul putea însă să câștige partida cu săgeata în Vodar. Sunt în primul rând două defensive care își fac treaba, nu neapărat că Botoșanul și Vasluiul n-atacă bine. Acum un șut foarte, foarte bun al lui Sânmărtean. E cam cea mai mare ocazie în acest minut 25. A găsit o poziție foarte bună Sânmărtean. Preluare largă a lui Fulop, de care a profitat aici Vasluiul. A lăsat foarte bine jocul să continue Balaș. Fulop în centru, Codoban, șut însă departe de poarta lui Cerneauzca. Sunt să iată, după foarte, foarte mult timp, gazdele reușesc un șut la poartă. Am avut însă până în acest minut 35 niciun șut pe spațiul porții, nici de o parte, nici de cealaltă. Acum prelungirea lui Temangera pe spate și șutul lui Mike Temangera dintr-o poziție foarte bună. N-a avut deloc precizie însă în execuție nici botoșenenii, nici vasluienii. Iată o minge respinsă până la Temangera, probabil nu se aștepta. Pandurii vor evolua în deplasare la Braga, 1-0 pentru portughezi, un scor obținut la Cluj. Atac bun acum, șut și ocazie mare pentru FC Botoșan. Execuția lui Fulop. Mingea trece puțin pe lângă poarta lui Cerneauzcas. S-a întors bine Vașvari, a reușit să așeze această minge. Celui care a șutat, Fulop. Iată cât de aproape a trecut mingea de Sânmărtean, o recuperare bună și un foul de galben aici. Degeaba exagerează aici. Cred că este vorba de Fulop. Nu, este Vașvari. Nu va scăpa de cartonaș galben. Nici nu prea avea ce să facă aici capitanul botoșenenilor. Iată greșeala lui Vașvari și apoi un fault intenționat. Da, și un gest urât al lui Sânmărtean, pentru care putea vedea cartonașul galben. Sigur, lovitura nu e atât de tare pe cât ne arată Vașvari. Tot el centrează și acum și din nou pe poartă. Ce fază! A observat probabil și Sânmărtean că jucătorii botoșanului stau foarte bine la fazele fixe și încearcă direct poarta. Sânmărtean preia controlul acestei partide Vasluiul, probabil așa se vor desfășura ostilitățile. Preluarea bună a lui Viveiros, centrarea pe jos, apare Antal! Șut peste poartă. Se întățesc acțiunile de atac ale vasluienilor pe acest final de partidă. Încă o schimbare la Vasluieni.
Din nou Ghinga, îl depășește ușor aici pe Sălăgeanu, nu este pasa foarte bună pentru Hadnaghi, centrare pentru Codoban, gol! FC Botoșan, nou lider din Liga 1. Lovitură primită de Vasluen cu 10 minute înainte de final. Tot în transe Popovici, dar este minunat ce reușește la această echipă. Sufocată Botoșanul în ultima perioadă și din nou primul șut pe spațiul porții, primul gol pentru Botoșan. Fantastic! O fază la care au lucrat foarte bine Tănase și Hadnaghi, centrare la colțul lung și reluarea lui Codoban. Ultima fază a acestei partide, centrarea lui Sânmărtean, minge respinsă până la Viveiros și aici se termină această partidă. Botoșaniul are 13 puncte.